Iubiților, mă bucur să fiu la Arganda. Dacă bine rețin, Arganda de Răi. Domnul să vă binecuvintez. Amin, amin. Am avut harul din partea lui Dumnezeu în urmă cu aproximativ 2 ani, în vara lui 2010, să mai trec prin localitatea aceasta. Eram cu fratele Vasile Oprea de la Toflea și cu un grup de frați, Biserica Elim din Timișoara. Am vizitat 7 biserici în Spania. Iată-mă din nou în seara aceasta, în această localitate, de data aceasta, într-o altă biserică. Suntem toți ai Domnului, frați în Hristos. Măriți să fie numele Lui! Amin! Acum nu știu cât să vă predic în seara aceasta. Am stat și m-am frământat. Ora dumneavoastră e 10 fără un sfert. Am citit o relatare undeva că într-o biserică, într-o duminică seara, undeva pe la 8:20, slujba a început la ora 6, se termina la 8, pe la 8:20 a sosit un musafir, era cunoscut în biserică, fratele l-a invitat la avon după ce alții au predicat Evanghelia și fratele musafir a zis către fratele conducător, frate, zice, cât poți să predici? Zice, cât vrei că noi la 8 plecăm. Sper dumneavoastră în seara aceasta să fiți puțin mai îngăduitori, să ne putem uita puțin în cuvântul acesta citit, din care să primim lumină de la Domnul și Domnul să ne vorbească nouă tuturor. Amin. Amin. Așa să facă Domnul. Amin. Am citit în seara aceasta o pildă. Vreau să vă spun de la bun început că nouă predicatorilor ne este cel mai greu să predicăm dintr-o pildă. Deoarece este și cel mai greu de predicat. Oarecum, fiind foarte greu, mă simt și incomod în seara aceasta, deoarece s-a adunat oboseală psihică și fizică după mulți kilometri și mai multă slujire în ultima vreme, însă cred că Domnul mă va ajuta în seara aceasta. Domnul mă va întări și mă va ajuta să vă transmit voia Lui din Evanghelia Sa. Slăvit să fie numele! De asemenea, trebuie să știm, atunci când predicăm dintr-o pildă, că pilda are un singur adevăr central. O singură temă. Toate învățăturile pildei care se conturează sau reies dintr-o pildă se concentrează în jurul unui singur adevăr de bază, fundamental. Atunci când Iisus a spus o pildă, a vrut să scoată în evidență, în relief, un adevăr central. De asemenea, vreau să vă spun în introducerea mesajului, când ne uităm la o pildă din Biblie, e important să vedem elementele fundamentale ale pildei. Elementele de bază care descriu sau pun în evidență pilda care a fost transmis. E important să ne uităm la mesajul pildei și la etapele pildei. Aproape în fiecare pildă din Biblie există mai multe secvențe, mai multe etape și dacă noi le vom înțelege, îi vom înțelege mesajul, rostul pildei ce a vrut să transmită Hristos. Hai să ne luăm puțin pe rând. Mai întâi prezentarea pildei. Să ne uităm puțin la elementele pildei. Despre ce-i vorba în pilda aceasta? Chiar dacă este seară, poate ați venit de la muncă și mai greu să ne conectăm în jurul cuvântului, hai să gândim puțin cu mintea noastră despre ce-i vorba în pilda aceasta. Am citit că mai întâi e vorba de un stăpân, nu-i așa? Stăpânul acesta, ne spune pilda, avea trei robi. Ne mai spune pilda noastră că stăpânul avea o avere. Averea nu înseamnă rebuturi. Avere nu înseamnă lucruri de nimic, de doi bani, cum spunem noi în țară, în România. Avere înseamnă ceva de valoare. Toată valoarea acestei averi era echivalată la 8 talanți. O să vedeți puțin mai târziu, o să amintesc în limba greacă, în original, nu se amintește cuvântul talanți. E vorba de dinari și o să observați cât a primit fiecare dintre ei. Probabil vom înțelege pilda mult mai clar, numai că Dumitru Cornilescu a tradus prin talanți, fiindcă era o unitate de măsură cunoscută în România și noi puteam înțelege mult mai bine. Așadar, un stăpân, trei robi, o avere echivalată la 8 talanți, probabil monezi de argint,
În traducerea ortodoxă a Bibliei chiar se specifică că erau monezi de arginți. În traducerea noastră spune că cel care a primit un talent a îngropat banii în pământ. E vorba de anumite monezi care se foloseau pe piața tranzacțională a vremii și Domnul când spune o pildă, o spune în contextul vremii respective ca să fie înțeleasă. Și apoi ne mai spune pilda. Stăpânul a luat o decizie. Toată averea formată din 8 talanți s-o înmâneze robilor lui pentru o anumită perioadă de timp. El a plecat într-o altă țară, urma să se întoarcă ca să ceară socoteală robilor țări. Cam despre asta vorbește pilda în mare, ca și elemente, ca și prezentarea ei. Acum noi ne punem o întrebare. Oare ce a vrut să spună Domnul prin elementele acestei pilde? Prin mesajul acestei pilde? Sunt pilde fraților și surorilor, tinerilor, în care dacă ne apucăm să interpretăm elementele pildei, putem ajunge până la erezii. Însă sunt pilde ca și aceasta. Dacă nu dăm o conotație spirituală elementelor din pildă, nu vom înțelege absolut nimic. Să vă dau un exemplu. Dacă nu dăm un înțeles talanților din pilda noastră, noi nu vom înțelege pilda absolut deloc. Dacă noi nu ne vom raporta corect la stăpânul din pildă, nu vom înțelege pilda. Dacă nu vom înțelege la ce se referă când e vorba de rob, pilda din seara aceasta nu vom înțelege. Dacă unele pilde, când încercăm să interpretăm elementele, ne pot conduce până la erezii, dacă nu suntem atenți, pilda aceasta implică necesitatea interpretării elementelor din ea. Părerea mea personală, studiind cuvântul acesta, e că stăpânul averii se referă la Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Autorul pildei nu este altul decât Hristos. Și dacă ne uităm din Matei 24, Hristos e Cel care vorbește și era doar cu ucenicii Lui. De data aceasta, nu mai întâlnim mulțime de oameni, nu mai întâlnim norod, era Hristos numai cu ucenicii. Iar când Hristos vorbește despre robii stăpânului, în pildă, eu cred că aici e vorba de toți ucenicii lui Hristos, deoarece pilda era adresată expres ucenicilor. Oameni care deja sunt copiii lui Dumnezeu, au fost chemați la mântuire, au intrat în harul mântuirii, o nouă apartenență, o nouă identitate, fac parte din familia lui Dumnezeu, din biserica lui. Numai aceia sunt robii stăpânului. Apoi, când e vorba de talanți, părerea mea personală că e vorba de toată investiția stăpânului făcută în un asemenea rob. Atât daruri native, de la naștere, primite, cât și daruri spirituale care le primim pe parcurs, în momentul în care ne maturizăm și ne dezvoltăm în viața de credință, în relația cu Dumnezeu. Iar negoțul, sau zarafa, zarafa era un termen vechi pentru bancă și zarafii erau bancheri în vremurile respective care lucrau în domeniul acesta de activitate. Cred că negoțul sau zarafa sunt oportunitățile care le pune Dumnezeu la dispoziție. Dacă pentru ei erau ocazii să investească talanții, pentru noi nu reprezintă altceva decât oportunitățile ce ni le dă Dumnezeu de a lucra cu tot ce a investit El în noi. Atunci ne punem noi întrebarea în seara aceasta. Care o fi mesajul pildei? Mesajul e foarte simplu. Dumnezeu cheamă pe fiecare ucenic al Lui, adică copil al Lui, să lucreze cu darurile native și spirituale, punându-ne la dispoziție oportunități de a ne implica în împărăția Lui. Că vine o zi și o vreme a socotelilor. Fiecare urmaș al Lui Hristos, fiecare ucenic al Lui, adică copil al Lui, în care a investit Dumnezeu anumite daruri native și spirituale, comoara Lui extraordinară, în dreptul căruia El a pus ocazii, oportunități de a lucra pentru El, trebuie să se implice în împărăția Lui, fiindcă există o vreme a socotelilor. Acum, dacă am înțeles mesajul pilde, aș vrea să mergem în dezvoltarea pilde și să ne uităm în seara aceasta la cele trei etape fundamentale ale pildei, etape de bază și vom înțelege mult mai bine pilda aceasta. Prima etapă
E vorba de etapa împărțirii talanților. A doua etapă este etapa investirii talanților. Și a treia etapă este etapa evaluării investiției, răsplată sau pedeapsă. Prima etapă, să ne întoarcem la ea în seara aceasta, este etapa împărțirii talanților amintită în pilda noastră. Nu sunteți curioși în seara aceasta? Măcar așa puțin din natura noastră să aflăm cam cum a împărțit stăpânul talanții. Eu când am citit pilda, prima întrebare care mi-am pus-o am zis, fiind vorba de împărțirea talanților, hai să văd ce fel de stăpân am și cum împarte el talanții. Adică cum împarte el darurile native și spirituale, comoara aceasta lui Dumnezeu pusă într-un om. Mai întâi ne spune pilda că împărțirea talanților, vreau să reținem toți, este o împărțire individuală. Adică personală. Zice că la unul i-a dat 5, la altul 2 și la altul 1. O rămas vreun rob al stăpânului pe din afară? O da stăpânul la fiecare? Știți ce înseamnă asta? Avem un stăpân, fraților, surorilor, care nu face discriminare. Avem un stăpân căruia pasă de fiecare. A pus și în mine, a pus și în dumneavoastră. Atât darul native de la naștere, cât și darul spiritual, duhovnicești, pe parcursul vieții. Mai întâi, împărțirea talanților este una personală. Poate în seara asta se întreabă cineva, eu am primit ceva de la Domnul, vreau să spun, cu siguranță. Apoi, ne spune pilda că împărțirea talanților, în al doilea rând, este și echitabilă. Echitabilă. Știți ce înseamnă asta? Adică stăpânul împarte într-un mod cât se poate de corect. Stăpânul nu face calcule greșite. Stăpânul, din pilda aceasta, adică Domnul Iisus Hristos, face o împărțire a talanților, a darurilor, native, spirituale, într-un mod echitabil. Spune versetul 15. Stăpânul a dat fiecăruia după puterea lui. Eu înțeleg din afirmația aceasta că Dumnezeu, stăpânul, ne cunoaște potențialul spiritual, capacitatea fiecăruia dintre noi și El în înțelepciunea Lui nu greșește deloc. El mă cunoaște foarte bine pe mine. El cunoaște păstorul bisericii dumneavoastră. El cunoaște pe ultimul din bancă. Știe cât să investească în fiecare, deoarece El ne-a creat și ne știe capacitățile. După puterea Lui a dat la fiecare o împărțire a talanților echitabilă. Asta îmi vorbește ceva de bunătatea lui Dumnezeu. Asta îmi vorbește ceva de dreptatea lui Dumnezeu. Asta îmi vorbește că Dumnezeu nu sfidează normalitatea, nici ordinea. La Dumnezeu există corectitudine. Mări să-i fie numele. Amin. Apoi, împărțirea talanților, ne mai spune pilda, este și o împărțire generoasă. Stăpânul este foarte darnic. Spune aici, versetul 14, a doua parte, le-a împărțit avuția sa. Spunea mai devreme, nu rebuturile. Nu lucruri pe care le arunci la tomberon, de care n-ai nevoie, ci lucruri importante. Și o să mă întorc la afirmația făcută în introducere. În limba greacă, acolo unde e vorba de talanți, scrie că la primul, care i-a dat 5, i-a dat 30.000 de dinari. Foarte mulți. La cela care i-a dat 2 talanți, i-a dat 12.000 de dinari. Iar la ultimul cu un talent, i-a dat 6.000 de dinari. Am auzit frați, surori, oameni în vârstă, oameni tineri, spunând în felul următor, mie Dumnezeu mi-a dat numai un talent și făcea mereu paralela între talent și darurile spirituale, spunând, păi frate, eu am numai un dar. Eu ce să lucrez pe lângă altul care are 5 sau mai multe daruri? Dar ia să ne uităm puțin să vedem, valoarea unui talent este imensă. Asta mă responsabilizează și mă face să înțeleg cât de important e ce a pus Dumnezeu în mine. Știi cât câștiga un muncitor cu ziua în vremurile respective? Un dinar. Un dinar.
6.000 de dinari, echivalent unui talent, înseamnă 6.000 de zile de lucru. 6.000 de zile de lucru transformate în ani înseamnă aproximativ 16 ani de muncă. Asta e imens. Noi când ne echivalăm darurile, capacitățile, abilitățile care le-a dat stăpânul, noi spunem, nu e ceva foarte important. Dar vreau să vă spun în seara asta cât se poate de clar ce a pus Dumnezeu în tine și în mine. Este o valoare extraordinară. Un talent echivalent o 6.000 de dinari, aproximativ 16 ani de muncă. Acum ce ziceți? E puțin un talent? E puțin ce a pus Dumnezeu în noi? E deosebit de mult. Vai de cel care în ziua judecății se va prezenta în fața stăpânului nelucrând nimic sau aproape deloc, cu comoara extraordinară ce a pus-o Dumnezeu în el. Asta este etapa împărțirii talanților. O împărțire personală, o împărțire echitabilă și o împărțire generoasă. Stăpânul dă la fiecare, dă într-un mod corect și este foarte darnic Dumnezeul nostru când a investit în noi. Apoi, ar trebui să mergem puțin mai departe în seara aceasta. Nu doar să înțelegem etapa asta împărțirii talanților care aparține stăpânului și el face lucrarea aceasta și a făcut-o în dreptul nostru, putem să spunem, slăvit să fie numele. Amin. A doua etapă. Asta e responsabilitatea noastră, a fiecărui. Etapa investirii talanților. M-am uitat în pildă și am văzut două feluri de oameni. Unii lucrează sau investesc talanții primiți. Alții, din nefericire și din irresponsabilitate, nu fac altceva decât îngroapă talanții primiți. Unii investesc și alții îngroapă. Și mi-am pus întrebarea, inevitabil, de ce unii investesc ceea ce a pus Dumnezeu în ei? De ce unii lucrează cu ceea ce Dumnezeu a pus în ei, iar alții îngroapă? Că nu există decât leneși sau investitori. Hai să luăm puțin pe rând. Mai întâi cei ce au investit darul. Oamenii ăștia care investesc ceea ce a pus Dumnezeu în ei, sunt conștienți de cel puțin 4 lucruri. Și pe baza lor acționează în lucrarea lui Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi, oamenii ăștia, vreau să reținem, au fost conștienți că aceste lucruri, talanții, i-au primit temporar și nu definitiv. Temporar și nu definitiv. Avem aici verbul a încredința. Versetul 14. Stăpânul le-a încredințat avuția sa. Acum dumneavoastră ați crescut și în România, ați stat în România, toți cred cunoașteți limba română. Știți ce înseamnă limba română verbul a încredința? Fiindcă noi când studiem un paragraf din Biblie trebuie să fim atenți la toate detaliile. A încredința nu înseamnă a dona un lucru cuiva. Nu înseamnă, zice omule, îți dau orga asta și definitiv ea ta. A încredința înseamnă a mâna ceva pentru o vreme unui om ca mai apoi să poți să ceri înapoi sau să-l tragi la socoteală pentru lucrul respectiv. E un fel de împrumut pentru anumită vreme. Oamenii ăștia au fost conștienți că ceea ce a investit stăpânul în ei este temporar, nu definitiv. Ce înseamnă lucrul acesta? În unii Dumnezeu a investit pentru 30 de ani și după 30 de ani au trecut din viață. În alții Dumnezeu a investit pentru 70 de ani și după 70 de ani au trecut din viață. În unii pentru mai puțini ani, în alții pentru mai mulți ani. Și când s-a sfârșit viața, atunci se trage linia și vom da socoteală. Ce am făcut în temporalitate cu ce a investit Dumnezeu în noi? Apoi, oamenii ăștia au mai fost conștienți de lucru. Cei care au investit. Au fost conștienți că ei sunt robii. Vreau să le ținem. Robii darurilor. Nu proprietarilor. Proprietarul darurilor native și spirituale, adică stăpânul, rămâne Domnul. Măriți să-i fie numele. Când El ne-a chemat să le împartă avuția, cum a zis? Că a chemat pe robii și când le-a cerut socoteală, oamenii ăștia au urcat în funcție înaintea Lui. Ce a zis? Bine, rob bun și
Ai fost credincios în puține lucruri și apoi ce? Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului. Și când a chemat să-i împartă avuția, a fost rob și în momentul evaluării a rămas rob. Noi ne place uneori să ne lăudăm, frate, soră, prietene, am putare, dar dacă vreau mă duc și slujesc astăzi. Dacă nu, nu, fiindcă fac ce vreau. Eu am darul de a cânta sau de a predica sau de a face milostenie. Și câte unul face azi și două săptămâni iasă la pensie. Dar când ești rob, trebuie să faci tot ce spune stăpânul. Amin. Știți, în vremurile trecute, când existau anumiți sclavi, adică robi sau calfe, cum se mai numeau, îți trebuiau să facă de la A la Z tot ce spunea stăpânul. Altfel, consecințele erau foarte grave. Cei care investesc talanții, îți conștienți că ei sunt robii talanților a investiției lui Dumnezeu în ei și nu sunt proprietarii darurilor primite. Apoi, oamenii ăștia mai sunt conștienți de un lucru. Foarte important. Din momentul în care stăpânul a pus ceva în ei și a plecat, până în momentul întoarcerii stăpânului, ei trebuie să lucreze, să investească, nu să intre în somaș sau într-o relaxare sau o odihnă spirituală. Și ce spune pilda versetul 16? Îndată, și vreau să accentuez, îndată cel ce primise 5 talanți s-a dus și a pus în negoț. N-a zis, păi acum o fi bun stăpân. Mi-a dat 5 talanți, o să-mi iau o perioadă de gândire, să văd cum să lucrez cu ei, ca să rămână și mie ceva, nu să fie cu profit. Zice, îndată. Știți ce spune despre al doilea? Ia uitați-vă în versetul 17. Tot așa. Și cel ce primise 2 talanți. Ăștia au fost conștienți de un lucru. De când a plecat stăpânul, până la întoarcere. E timp de investiții. Nu-i timp de odihnă, de șomaș, de relaxare. O, câți nu șomează! Îs doar consumatori în băncile bisericii. Ca și cum desfaci o conservă. Să mai fie ceva și astăzi. Nu mai fi ceva nou la Dumnezeu în cer. Că ne-am săturat de lucruri vechi. Și cred în ei oarecum. Că dacă frecventează o biserică și stau lipiți de banca sau scaunul bisericii, într-o zi va strămuta Dumnezeu direct în împărăția Lui. Dar Dumnezeu nu face negocieri false, fiindcă El a pus mai întâi în noi lucruri deosebit de importante. Cei care investesc sunt conștienți că e timp de lucru, e timp de transpirație, e timp de muncă în împărăția lui Dumnezeu, nu e timp de șomaj sau de odihnă. Ei mai sunt conștienți de un lucru foarte important și ăsta. Ei au știut că atunci când au primit ceva de la stăpân, stăpânul se întoarce și le cere socoteală, deoarece le-a încredințat, nu le-a donat. Când dumneavoastră donați o sumă de bani biserici, nu mai mergeți să o cereți înapoi. Nu mergeți să spuneți, îmi trebuie bani înapoi că nu am cu ce să-mi plătesc chiria luna aceasta. Dar în momentul în care vii și încredințezi o unealtă cuiva să lucreze pentru o săptămână sau două, ai și dorința să ți-o dea înapoi și să ți-o dea așa cum i-ai dat-o. Că dacă se întâmplă ceva, apoi îl tragi la socoteală. Oamenii ăștia au fost conștienți din pildă. Că vine stăpânul și există o vreme a socotelilor. Spune versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Știți cine investesc în împărăția lui Dumnezeu? Cine lucrează cu darurile care le-au primit? Oamenii care sunt conștienți că le-au primit pentru o vreme, temporal, nu definitiv. Oamenii care sunt conștienți că ei sunt robii darurilor, nu proprietarii lor. Oamenii care sunt conștienți că trebuie să lucre, fiindcă urmează să vină stăpânul și cine nu investește în împărăția lui Dumnezeu, e un leneș, e un viclean. Și când vine stăpânul, trebuie să mă prezint înaintea lui. Cu ce a investit în mine, el se evaluează și se vadă. Am lucrat ceva sau nu? Dar din nefericire vreau să vă spun în seara aceasta, sunt și oameni care îngroapă ceea ce au primit de la stăpân. Adică comara investită de stăpânul în ei. Ăștia fac câteva greșeli fatale. Prima greșeală a oamenilor care îngroapă darurile primite de la Dumnezeu, știți care e? E prima greșeală mare. Oamenii ăștia primesc ceva de la Dumnezeu și ceea ce primesc nu fac altceva decât să ascundă
Eu am văzut de multe ori rândurile bisericii. Oameni care au în ei comoara asta lui Dumnezeu, daruri native și spirituale. Și efectiv în biserică le îngrop. Au ei un loc în biserică unde se izolează și le îngropă. Zice, frate, hai să dai un îndemn sau să ai un mesaj. Zice, nu frate, mă doare stomacul. Dar când e foame acasă și pune nevasta în farfurie, nu-l mai doare. Numai în ziua de post, pe câte unii doare capul, ci să învârte pământul cu ei. Dar când e vorba să stea pe stadion, să strige împreună cu alții, la nu știu ce meci, atunci nu mai doare capul și nu se mai învârte pământul cu ei. Sau să stea în fața unui film frumos, a unei telenovele, cum spun unii, e seară totuși și după o zi de muncă ne mai relaxăm. Dar când e vorba de împărăția lui Dumnezeu, ascunde. Nu știe nimeni la școală că ești un pocăit, o studentă sau un student, om al lui Dumnezeu. Mi-a zis cineva în armată, când se făcea armată în România, 8 luni de zile. N-a știut nimeni că-s penticostal și pocăit. Nici măcar penticostal, n-a știut nimeni. După 8 luni de zile, cumva m-am dat de gol și s-a aflat. Ăștia fac o greșeală mare. Ascund ce-a pus Dumnezeu în ei. Mai fac o greșeală oamenii care îngroapă darul. Refuză, vreau să le țineți, în mod intenționat să lucreze în împărăția Domnului, deși oportunități au avut. Stăpânul ne spune că oamenii ăștia au avut ocaz. Au avut oportunități. Știți ce spune stăpânul când le valuează pe robul ăsta viclean? Ia auziți versetul 27. Se cădea să-mi dai banii la zarav. Și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă. Adică, omule, stai puțin. Nu-i loc de negocieri. Tu trebuia să înțelegi că ai avut ocazii ca să investești talanții, să faci ceva cu ei. Dar n-ai făcut. În mod intenționat ai refuzat. Ai săpat o groapă și ai pus acolo ceea ce ți-am dat. Știți că nu ne vom putea scuza în ziua judecății, în ziua evaluării, în ziua reîntoarcerii stăpânului, spunând, apă cu tare a fost chemat să predice nu știu unde, grupul cu tare a fost chemat să cânte, dar eu n-am avut oportunități. Mie nu mi-a pus Dumnezeu la îndemână. O, câți bolnavi nu sunt în spitale sau în familie și avea cine să viziteze și nu ne-am dus la ei. O, câți nu sunt după grad în pușcărie și nimeni nu le-a spus de Hristos. Stau colegii și mor fără Domnul la locul de muncă și nu mi-am deschis măcar 5 minute gura poate să-i spun despre Hristos. Ocazii am avut, dar în mod intenționat refuzăm să facem ceva pentru Domnul. Apoi, oamenii ăștia care îngroapă talanții mai fac o greșeală mare. Caută să justifice lenevia, rețineți-vă lor, într-un mod viclean. Ei caută lenevia lor să-și o justifice într-un mod cât se poate de viclean. Și aici iau un calcul, acești oameni două lucruri. Mai întâi îl acuză pe stăpân că este rău. Știți ce a spus robul acesta netrebnic? Doamne, am știut că ești un om aspru. Nu-i vina la mine, cu alte cuvinte, spune robul acesta viclean. Tu ești un om aspru. Adică ești tur, ești rău. Dă-mi voie să spun ceva în această seară. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rău. Știți de ce? Mai întâi ne dă și apoi ne cere. Dacă El, Doamne, ar fi cerut, ar fi fost cu semnul întrebării poziția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeul nostru mai întâi pune în noi, investește, ne dă și apoi ne cere. Ne evaluează. E un Dumnezeu, cum spune un psalm, prea bun. Și vă las pe dumneavoastră să-L căutați. Dumnezeul cel prea bun. Măriți să-i fie numele. Amin. Oamenii ăștia, asta vor căuta în ziua evaluării. Să dea vina pe stăpân. El e vinovat. Dar nu e așa. Mai caută să justifice lenevia într-un mod viclean, spunând că stăpânul nu are nevoie de slujirea lor. Stăpânul nu are nevoie de truda noastră, de investiția noastră. Auziți cum spune robul ăsta viclean către stăpân? Tu seceri, vreau să le țineți, de unde n-ai semănat? Ce face un agricultor primăvară? Are terenul, pune sămânța în pământ, grapă și apoi când vine toamna, așteaptă recolta. Dar zice robul ăsta despre stăpân, el seceră, vreau să le țineți, de unde n-a semănat. Adică, stăpâne, tu poți să faci orice, în orice moment. Ce nevoie ai de predica mea în Arganda? Nu pot să stau liniștit acasă, în Alba Iulia? Ce nevoie ai să-mi depun
mărturie în fața unor necredincioși. Ce nevoie ai de cântarea mea? Că tu faci așa și omul iertat și mântuit. Și încearcă să justifice lenevia spunând, stăpânul n-are nevoie de toată truda noastră și de toată slujirea noastră. Ba are nevoie, că de aceea a investit în noi. De aceea ne-a dat darul la fiecare. O, dacă am înțelege în seara asta. Dumnezeu să ne facă conștienți cât de importante sunt lucrurile acestea. Iată că sunt oameni care investesc ce a pus stăpânul în ei. Și sunt oameni care îngroapă. Ăștia care îngroapă ascund ce le-a dat stăpânul. Refuză în mod intenționat să lucreze pentru el, deși ocazia au avut. Caută să justifice lenevia într-un mod viclean. Spunând stăpânul-i de vină și el n-are nevoie de slujirea și de truda noastră. Că el face așa și poate să primească și să facă ce vrea el. În final, vreau să vă spun că ultima etapă a pildei, poate și cea mai importantă, e etapa evaluării când se întâmplă două lucruri. Unii primesc răsplată și alții pedeapsă. Același stăpân, aceeași rob, în fiecare a investit stăpânul, așa cum a considerat el după puterea fiecăruia, dar vine o zi a răsplătirii, a recompensei sau o zi a pedepsei, când stăpânul, și nu noi, face evaluare. Vreau să vă spun un lucru. Evaluarea finală se face numai când se întoarce Hristos. După multă vreme, stăpânul s-a întors și le-a cerut socoteală. Noi astăzi ne mai uităm așa printre rândurile bisericii și spunem, mă, cu tare nu prea vine la biserică. Cine știe? O intra în cer sau nu? Sau dăm noi așa directive spunând, cu tare cum merge în ea, cu tare o să fie lângă mine în cer. Dar evaluarea finală o face El, Hristos, și atunci se va ști 100% cum am trăit și ce am făcut, dacă am investit sau nu. Apoi vreau să vă mai spun un lucru. La evaluarea finală se cunoaște cu adevărat ce a rodit fiecare pentru împărăția lui Dumnezeu. Atunci se vede 100% roadele fiecăruia. Cel care a primit 5 talanți și-o zis, am câștigat încă? S-o știu ce-o câștigat el? Cel care a venit cu 2 o zis, am câștigat încă? Când se trage linie, la evaluarea finală se văd roadele fiecăruia. Astăzi noi alergăm dintr-o parte în altă. Unii stau comozi în băncile lor și poate ne lăudăm unii și alții nu. Sau ne mustrăm unii pe alții și ne criticăm. Noi nu vom ști astăzi roadele noastre cu adevărat. Dar în ziua aceea, când se trage linie, se va ști ce a rodit fiecare. Și acum nu vreau să vă șochez, dar vreau să vă spun un lucru. Răsplata divină, dumnezeiască, nu-i după roade, ci după credincioșie în lucrare. Știți ce-o zis stăpânul? Pentru că ai adus încă 5 talanți, îți fac loc în împărăția mea să te bucuri? Nu-o zis așa. Bine, rob? Bun? Odată se raportează la calitatea lucrării și? Și ce spune stăpânul? Pentru că ai fost, vreau să ne ținem credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului. Când vine vorba de răsplată, răsplata nu-i după roate, după cantitatea slujirii, ci după efectul slujirii. Și răsplata e după credincioșia în lucrare, după cât de consecvenți am fost în chemarea lui Dumnezeu. Ne-ar plăcea să spunem, prin mine a venit nu știu câți oameni la Hristos. La cântarea mea s-a întâmplat nu știu ce minune sau la rugăciune. Dar stăpânul nu spune, pentru că s-au pocăit atâția, că o să fii în cer undeva, în locul cel mai special. Nu! Ci răsplata este pentru credincioșie. În lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu, față de chemarea Lui. Și vreau să mai spun un lucru. Răsplata lui Dumnezeu e incomparabilă cu credincioșia noastră. Adică e mult mai mare. Ai fost credincios în puține lucruri? Te voi pune peste? Observați, credincioșia noastră nu poate fi comparată niciodată cu răsplata lui Dumnezeu. Asta înseamnă că stăpânul ne dă mult mai mult și nici nu merităm ce ne dă. Numai e generozitatea Lui față de noi. Și vreau să mai reținem un lucru și aici vreau să trag un semnal de alarmă pentru toți leneșii și viclenii în împărăția aceasta în care ar trebui să lucreze, dar nu lucrează. Împărăția lui Dumnezeu.
Vreau să spun în concluzie. Lenevia spirituală și viclenia în lucrarea lui Dumnezeu e taxată enorm de stăpâni. Știți cum? Pilda în care noi am citit ne spune că oamenii leneși și vicleni își pierd mai întâi mântuirea și apoi răsplata, implicit. Știți de ce? Toți au fost robii stăpânului și argumentul e următorul. În fiecare stăpân a investit ceva și la finalul pildei spune celui care n-a adus niciun lot, spune stăpânul în felul următor, aruncați-l unde? În întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și noi știm că întunericul de afară nu-i împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi omul ăsta își pierde mântuirea și apoi implicit răsplata. Că sunt unii care spun, odată mântuit, totdeauna mântuit. Nu este așa. A fost și el robul stăpânului. I-a dat și lui stăpânul ceva. Numai că el a fost lene și n-a fost credincios. A fost unul cu o mentalitate greșită. Și stăpânul spune mai întâi, cei în care am investit, am pus darul, am pus abilități și nu lucrează pentru mine. Mai întâi trimit în iad și acolo sunt pedepsiți. Pentru ei nu există răsplată și nu există mântuire. N-ați vrea să ne rugăm în seara asta să ne păzească Dumnezeu de așa ceva? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune în seara aceasta. Și mai întâi să-i mulțumim Stăpânului că a investit în fiecare dintre noi lucruri atât de minunate și importante. Mulțumește Domnului pentru darurile care ți le-a dat, fie de la naștere, fie pe parcursul vieții, daruri spirituale sau native. În seara aceasta stai înaintea Lui și spune-i, Stăpâne, Dumnezeule, îți mulțumesc că mi-ai dat ocazii și aici în Spania să lucrezi pentru împărăția Ta. N-ai închis ușa oportunităților și ne-ai pus la îndemână să se mântuiască oameni, să vină la credință, să fie biserica vie și activă pentru Tine, pentru câștigarea sufletelor pierdute. Apoi, de asemenea, țara aceasta, spune-i Domnului să te ajute să fii consecvent, credincios în lucrarea la care te-a chemat, să nu fii un leneș, să nu fii un viclean, o vicleană, fiindcă vine ziua evaluării finale. Și stăpânul spune, doar întuneric, plâns și scrâșnirea dinților am pentru leneș și viclean, deoarece au nesocotit ce-am pus în ei. Intrăm în rugăciune. Amin.